Echipa națională de fotbal în sală pentru juniori U19 a fost repartizată în grupa A a campionatului european alături de țara gazdă Spania, Croația și Ucraina. Conform tragerii la sorți, din grupa B fac parte Italia, Portugalia, Franța și Polonia. Spania a câștigat în 2019 prima ediție a europeanului Under-19 la futsal, găzduită de Letonia cu scor de 6-1 în finală cu Croația. Meciurile din grupele actuale ediții se vor disputa în perioada 4-7 septembrie la Jaén. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale. Când ajungi la un turneu final de o asemenea învergură, unde s-au calificat doar cele mai bune 8 echipe din Europa, nu mai poți spune că ai avut noroc sau ghinion la tragerea la sorți. Vom întâlni Spania, marea favorită, Croația, vicecampioana europeană, și Ucraina, una din forțele futsalului european. Va fi o mare provocare pentru futsalul românesc, a spus Robert Lupu, selecționerul naționalei U19 a României. Din lotul lărgit fac parte și mehedințenii Alexandru Tărăbâc și Antonio Ionașcu de la CFR 43 Turnu Severin. Cei doi au evoluat luna trecută pentru România în cele două amicale disputate la Chișinău cu Republica Moldova. Lotul pentru europene va fi definitivat la sfârșitul lunii august.